Cu zile din fața, EONGAZ par să nu se mai termine niciodată. Cine trece pe strada reconstrucției vede zilnic zeci și zeci de sibieni care așteaptă pe trotuar pentru a sta de vorbă cu unul dintre consultanți. Mulți dintre cei care stau la coadă nu își fac programare online, cu atât mai puțin știu să plătească o factură pe internet sau să încheie un contract. Reprezentanții EON spun însă că majoritatea problemelor pot fi rezolvate pe internet sau telefonic. Elevii de la școala 6 ar fi putut scăpa de orele în schimburi începând cu acest an școlar. Din păcate însă, vor fi nevoiți să învețe în continuare în același sistem din cauza că noul corp de clădire, deși ar fi trebuit finalizat în luna august a acestui an, are termen de finalizare vara anului viitor, în cel mai bun caz. Și asta din cauza unor probleme descoperite la structura noii clădiri. Lucrările au fost întrerupte în luna mai a acestui an. Primăria a schimbat proiectantul, dar când vor reîncepe lucrările, nimeni nu știe. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sibiu introduce o nouă restricție valabilă în toate localitățile din județ. De la 1 octombrie, masca de protecție devine obligatorie în mai multe contexte. De pildă, la piață, în târguri, la locul de muncă și în stații de autobuz, gura și nasul trebuie acoperite. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.